Din peste 300 de localități, zone care au o puternică încărcătură culturală și istorică, regiuni ecoturistice și parcuri de aventură, orașul Sibiu a convins că merită titlul Destinația Anului 2024. Are oferte diversificate pentru oaspeți, de la evenimente culturale până la competiții sportive. Localnicii sunt mândri de orașul lor, în timp ce străinii se arată încântați de tot ce întâlnesc în România. Este un premiu onorabil pentru orașul nostru. Suntem foarte fericiți și suntem convinși că acest premiu va aduce foarte multe satisfacții. Sibiul a crescut în ultimii ani ca și destinație turistică. Mă simt norocoasă să fac parte din această comunitate. It's my first time. It's very nice. It's a beautiful city. My group from Brazil like so much Romania. E un oraș foarte frumos. Și am întors-o pe prietena mea care e australiancă și am venit să vizităm din nou. I-am pus acum 2 ani. Avem o ofertă uriașă la capitolul turism, însă nu știm să ne promovăm frumusețile în fața străinilor. Pe de altă parte, nici noi românii nu ajungem să ne vedem țara dincolo de destinațiile clasice. Pentru cei din străinătate este foarte important să impulsionăm partea de promovare externă a României, care în momentul de față este din păcate limitată la prezență la târgurile de turism. Străinii nu știu în larga lor majoritate despre oportunitățile de turism din România, iar în același timp românii sunt de multe ori merg pe căi bătătorite și nu se aventurează pe de alături. E mult de lucru ca românii să-și cunoască într-adevăr țara. Oamenii când călătoresc din Maramureș în Constanța, din Timișoara în Bucovina sau din București în Hunedoara, află locuri pe care le văd că sunt frumoase, le văd că au ce să facă acolo și capătă un respect și pentru ei înșiși. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul turism extern. Anul trecut am găzduit doar 2 milioane de străini, în condițiile în care bătrânul continent e vizitat de aproape 500 de milioane de oameni din întreaga lume.